Este motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi și, așa cum știți, este una dintre primele mele întâlniri ca primar general în funcție și am dorit să discutăm nu doar informal, așa cum am făcut-o până acum, ci cu toate prerogativele pe care mi le-au acordat cetățenii și să găsim și soluții. Am găsit această soluție, să-i spunem, de avarie, dar care ea rezolvă și garantează că bucureștenii vor avea apă caldă și căldură la iarnă și țevile nu vor exploda pentru că, așa cum vă spuneam, ele sunt îmbătrânite, sunt uzate, unele sunt chiar de 50 de ani construite. Până la primirea sumei de 187 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, pentru care oricum ne-am concentrat astăzi să restrângem calendarul, este nevoie de intervenție directă. Acea sumă va fi folosită pentru modernizarea și redimensionarea rețelei de termoficare. Dar până atunci vine iarna și trebuie să luăm soluții urgente.